ce ai vorbit? Bună seara tuturor. Am vorbit astăzi lucruri care eu nu mi închipuiam. Ca Liviu să fie așa de sincer. Și chiar l-am prins într-o stare foarte bună. Îmi răspundea la întrebările mele cu întrebări. Eu l-am rugat să vină în țară, exact cum am spus și aseară în emisiune și cum l-am rugat în emisiune, că l-ajutăm să facă ceva decât să doarmă pe străzi, pe bănci. Suntem lângă el, că oricum are ceva. Mi-a pus întrebarea, ok. Bine, ar fi bine să precizăm faptul că tu ai aflat astăzi și localitatea în care se află Liviu, care este Carbonera. Carbonera. Deci acolo se află el, a fost în Alicante, avea un loc în care stătea, i s-a părut că îl strângeau pereții, așa că stă în aer liber ca un spirit care se află, spirit rătăcitor. Și iată că aflăm. Deci el, ce a vorbit cu tine? Ce are de gând să facă în continuare? În continuare are de gând să facă ce a făcut și până acum. Mi-a spus clar, exact ce v-am spus aseară, că mi-am dat seama într-o pauză de publicitate. Mi-a spus, frățucu, eu am fost obișnuit pe stradă, pe stradă îmi place, cei 8 ani cât am fost cu Izraela, am fost într-un mediu care pe mine mă depășea. Dar oare el acolo în Grecia, când servea numai în aer liber, nu? Adică nu putea să intre și în incinte, că el am înțeles că era la un hotel acolo. Sau poate era la un hotel, așa cum mi-a susținut toată viața. Adică bănesc că Izraela mergea într-un loc de bun. Clar. Gust. Da. Deci, în fine, deci l-a cunoscut bine într-un hotel de 5 stele. El acolo era ajutor de spălător de vase, de ceva. Nu, în orice caz, orice ar fi fost, era angajat și cred că era într-o perioadă a vieții lui în care putea coordona anumite lucruri. Acum cred care că este, să-și facă celor este un rătăcitor și cred că nici măcar faptul că... Adică asta ar fi o întrebare pentru tine și pentru el. O să o punem și dacă vorbim cu el, o să o invit pe Veronica și pe Catin ca să-i pună întrebări și să încercăm să aflăm lucruri de ele. Nici măcar faptul că el are aici un teren și o casă de primit în urma decesului Israelin nu-l pune pe gânduri? Cristian și dragii noștri, el nu are nicio casă. Cum nu are nicio casă? El are decât două terenuri. Așa? Da. Două terenuri în Călăraș. Stai o secundă, a venit doamna avocată aici, Rodica da. Bucur, așa o cheamă, da? Da, da, da? Și a spus că urmează să primească un teren și o casă. Mai regia, am înebunit eu. Nu, am început eu să vă spun sincer, doamna avocat, am vorbit cu dumneai și în jur de ora 20 astăzi. Așa? Că eu am avut o discuție cu el și i-a fost foarte, deci era foarte limpede. Și adică, mi-a pus așa, aseară, eu de exemplu, ce fac mi se părea puțin tulburat, astăzi a fost mai bine cu tine. Da, aseară era foarte tulburat, astăzi mai bine. Mi-a plâns din o oră și jumate, mi-a plâns vreo 40 de minute. Dar cum l-am zis și aseară, nu? Mai aprig. Deci aha, astăzi era mult mai lovit de situație. Mai spre realitate, practic. Adică, realitate. Practic, el cu fiecare convorbire și contact cu România conștientizează tot mai mult că Israela s-a dus și... Lumea, bula asta în care trăiește el, chiar dacă este cerul liber, cum să spun, se apropie de bula noastră, adică de lumea noastră și chiar Israel a murit, cea care l-a susținut atâta vreme. L-a susținut, exact, vă spun sincer că nici mie, și sunt sigur că nici ție, pe o parte din... Și lumea care a cunoscut-o, pe o parte din noi, nu ne vine să credem că nu mai este mami. Nu e mai adevărat. Da, nu și... este. Dar el fiind departe și astăzi m-a întrebat de două ori. Băi, sigur că așa a scris presa de mine, chiar așa asta au fost cuvintele lui. Băi, frățucu, cuvintele lui. Ești sigur că și de mine a scris presa că sunt mort în străinătate? Da. Catinca, ce părere ai? N-am nicio părere foarte bine bună, precisă. Problema este că de foarte multe ori persoanele care sunt obișnuite să trăiască în stradă nu prea reușesc să se readapteze. Din diverse motive, printre care unul ar fi depresii cronice instalate și netratate. Eu cred că el este într-o profundă instabilitate, ce l-a auzit. Veronica, un minut și ceva, după care luăm publicitate și vorbim mai mult.
Nici nu știu cum să abordez. E foarte greu să-ți dai cu părerea despre... Adică nu e atât de greu. Putem fiecare dintre noi să ne dăm cu părerea, să spunem ce simțim și ce credem. Eu cred că Liviu nu este atât de bine, între ghilimele, pe cum se crede, la modul că din această căsnicie a ieșit într-atât de avantajat. Nu, nu mi se pare că un om care doarme pe bănci sau în boschie și mănâncă de la tomberon este un om fericit sau un om nu care conștientizează că are niște avantaje. Mai e ceva, Liviu ia decizia de a merge și a dormi pe bancă în condițiile în care ar fi putut să doarmă într-un apartament rezonabil din București, cel puțin, și să aibă alte condiții. Ia această decizie deloc întâmplător. Bineînțeles, poate fi o cauză internă sau mai multe cauze interne care îl fac să decidă acest lucru, sau poate fi o imposibilitate de a mai crea, de a mai sta într-un mediu, pentru că să știți că și asta e o problemă. Dacă primul lucru pe care trebuie să-l facă un om care nu este bine într-un mediu este să părăsească mediul care îi creează probleme, chiar dacă acela e palatul de cleștar. Și Buddha pleacă dintr-un palat ca să stea să vorbească prin păduri cu copaci și bine face, pentru că acolo își trăiește într-o altă țară de pe o zi pe alta, și aici ar putea măcar să vină și să recepționeze niște bunuri, după care vede, vede. Cristian, ce să recepționeze? Cer scuze, ce să recepționeze? Două aici... imobile, două terenuri, care nu poți să mănânci după ele. Sunt două terenuri, păi, și dacă le vinzi? Sunt două terenuri. Dacă le vinzi, exact cum vorbeam noi la începutul emisiunii, dacă le vinzi când ești dependent de ceva, îți iei acel ceva. Și se duce. Și e mai mult decât atât, Cristi, sunt două terenuri sau în provincie, nu în București. Nu valorează așa cum credem noi că valorează. N-am spus că valorează milioane. Nu, dar valorează ceva. Mai mult decât suta de euro acum, care o plăta pe lună pentru o chicinetă în care e stătea la și eu nu cred că problema este că se află în străinătate sau în România, pentru că și în străinătate, dacă vrei să muncești, așa se poate. Și în România, dacă vrei să dormi sub cer liber, poți să faci exact. Și treaba asta. Numai că te pozează mai des pentru că ai fost soțul Israelei.